În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred că am să încep predica într-un mod tehnic. Concentrați-vă un pic mai în față, că am impresia că sunteți prea departe și trebuie să vorbesc prea tare. Și care va fi semnul că cele ce ai spus se vor întâmpla? Pentru că eu sunt deja bătrân, iar femeia mea stearpă. Acestea au fost cuvintele pe care a putut un proroc să le spună în fața unui înger. Deci iată, este pentru prima dată, în momentul în care ni se relatează în Vechiul Testament, ce? O discuție între om și cer. O discuție între lumea văzută de jos și lumea nevăzută de sus. De ce a fost nevoie de acest semn? Asta e prima întrebare. Ca să ni se arate nouă, celor care suntem de față și care vor veni după noi și generațiile viitoare, că Dumnezeu lucrează prin ce? Prin Duhul slujitoare. Și de unde avem această confirmare? Dintr-un singur cuvânt al tot al Evangheliei de astăzi. Eu sunt Arhanghelul Gabriel, ce împlinesc puterea și poruncile lui Dumnezeu. Și atunci Zaharia s-a cutremurat, s-a înfricoșat și a rămas mut. Pentru că în momentul în care a văzut taina cerului și a dat seama că aici se întâmplă o minune mai presus de cuget. Deci este ceva care depășește limita omenească. Și în Vechiul Testament întâlnim trei asemenea elemente. Elementul numărul 1. Trebuie să înțelegem că taina mântuirii, repet, vine prin femeie, prin neamul lui David, din Adam la Hristos. 2. Lucrurile care se petrec trebuie să fie mai presus de fire ca să înțelegem noi taina, iar sărbătoarea de astăzi în sine este începutul tainei. De ce? Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului, care este de fapt personajul principal al sărbătorii de astăzi, ce face? Se zămislește pentru a îndeplini lucrarea care a fost prorocită și mai înainte, cui? Maicii Domnului în templul lui Solomon. Ce s-a petrecut la 25 martie? Aceeași taină, dar de data aceasta față de o persoană, cum? Aleasă. Orice odraslă vom naște, o vom da o biserice. Iar în clipa în care se ruga, Ioachim a auzit. Ioachime, Ioachime, rugăciunea ta a fost auzită. Rugăciunea ta s-a suit la cer. Anu, anu, vei naște o odraslă, vei rămâne însărcinată, vei rămâne grea. Asta este termenul patristic. Și în clipa aceea, Ana a ieșit în grădină și a mulțumit lui Dumnezeu și întâlnindu-se cu Ioachim, a fost prima referință care au spus orice odraslă vom naște, o vom da o bisericii. Și la 3 ani, Fecioara Maria intra în Sfânta Sfintelor și cine o primea acolo? Profetul de astăzi, Zaharia. Deci iată de ce se face logica între cele două sărbători. Zaharia a văzut pentru prima dată ce? Îngerii, a văzut Arhanghelul care o hrănea cu cupa cu mană, a văzut puterea dumnezească a minunii din Ioachim și Ana, era arhiereu de rând, a luat-o în brațe și a dus-o în Sfânta Sfintelor. De ce? Pentru că era mai sfântă decât Sfânta Sfintelor, că avea să poarte în pântece pe Hristos. Iar acum Zaharia, care avea și el la rândul lui o femeie stearpă, primește aceeași taină cu același scop. Care este scopul? De a asculta de Dumnezeu și prin ascultarea de Dumnezeu să se împlinească porunca. Și una din predicile părintelui Cleopa începe cam așa.
Așa a fost nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Zaharia, bărbat drept și temător de Dumnezeu fiind și fiind slujitor al templului, a venit să cădească la vremea cuvenită și să stropească cu sânge altarul pentru iertarea păcatelor poporului, unde arhiereul nu intra decât o singură dată pe an în Sfânta Sfintilor și atunci când era rânduit. Și acel Zaharia a trecut rânduiala, a luat-o pe Fecioara Maria și a dus-o în Sfânta Sfintelor. Deci, automat, toți s-au mirat, dar era singurul care cunoștea taina. Și în momentul în care a fost să se nască pruncul, toată lumea spunea să-i pună Zaharia în numele tatălui. Dar Zaharia a scris pe tăbliță cu mâna lui Ioan și atunci s-a dezlegat graiul. Care a fost la Ierusalim, la Incaren, ați văzut locul și biserica care acum este a unei congregații din astea catolice, unde este peștera unde s-a născut Ioan Botezătorul, adică unde a fost de fapt casa lui Zaharia. De ce am amintit lucrul acesta? Ca să se facă legătura între ce? Între cele două mame de mai târziu, care Maria, suindu-se de grabă la munte, s-a întâlnit cu Elisabeta, s-a îmbrățișat, iar pruncul de bucurie a săltat în pântece. Care prunc a săltat? Ioan Botezătorul. Cine l-a făcut să salte? Hristos, stăpânul și creatorul lui. Ce a făcut să se împlinească lucrul ăsta? Vă spun eu, în momentul în care s-au îmbrățișat, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. De unde venea Duhul Sfânt? Bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Ce a făcut Elisabeta în clipa în care s-a umplut de Duhul Sfânt? A prorocit. Și ce a prorocit? Cum este una ca aceasta să vină Maica Domnului meu la mine? Și ce a spus Fecioara Maria? Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Și mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele Lui. Deci, de fapt, amândouă femeile, care erau de fapt verișoare, proroceau. Deci vorbeau despre taina mântuirii care a să vină. Și în felul acesta, sărbătoarea sânzienilor de astăzi, cum îi spunem noi, este de fapt sărbătoarea nașterii prorocului Ioan Botezătorul. Și vom întâlni undeva toamna, tot așa, prin, nu știu ce, luni, octombrie, noiembrie, dacă dăm timpul înapoi, zămislirea Sfintei Ana, deci când s-a născut Maica Domnului, zămislirea Sfintei Elisabeta și buna vestire de zămislirea Fecioarei Maria, care a fost mai presus de fire și cu vestire la înger. Acestea sunt nașteri minunate, care ne duc pe noi în trei puncte. 1. Din familie sfântă poți să scoți oameni sfinți. Și aici avem modelul. Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigore Teologul și pline viețile sfinților. Tot din familii sfinte s-au născut și oameni sfinți și descendenți sfinți, așa cum vedem spus în taina cununiei. Binecuvântat să fii ca Avram și ca Sara, care l-a născut pe Isaac, binecuvântat să fii ca Iosif și Aseneta, binecuvântat să fii ca Moise și Semfora, binecuvântat să fii ca Ioachim și Ana, binecuvântat să fii ca Zaharia și Elisabeta. Deci de ce se menționează în taina? Ca să avem noi modelul absolut de persoane absolute, cum trebuie să ne urmăm viața. Și peste acest model primează un singur model. Și Sfânta Ana și-a crescut fetița frumos pe Fecioara Maria, dar a dat-o templului. Și Ioan Botezătorul a fost crescut frumos. Nu cum ați citit prin Viețile Sfinților că s-a jucat la casa părinților săi. Nu s-a jucat niciodată. Ioan Botezătorul, când era încă prunc în pântecele, în brațele maicii sale, nici n-avea 2 ani, a fost luat în brațe de Elisabeta, urmărit de soldați. Soldații au tăiat capul lui Zaharia între templu și altar pentru că a întrebat unde este și a spus nu știu, eu sunt la slujbă. Elisabeta a auzit țipetele din Rama și din Iudeea de jos și a fugit spre munte. Iar locul sau pustiul iudeii, cum se cheamă astăzi, se poate vizita și locul unde a stat Sfânta Elisabeta. Deci s-a făcut o peșteră din poruncă dumnezească și el a crescut acolo în peșteră, deci a fost alăptat un an de zile de Sfânta Elisabeta. Apoi a fost hrănit de înger cu mană din cer și apoi instruit și crescut în asceza pustiei, tot de Îngerul Domnului și a învățat legea că așa a venit el pe pământ, de a uimit toată lumea.
Dar în momentul în care a apărut Hristos, Cel care trebuia să fie adevăratul propovăduitor și mântuitor, El a spus, mie mi-este să mă micșorez ca El să crească. Adică Hristos, Cel ce avea să aducă mântuirea. Ce ne rămâne clar de aici? Ne rămâne un singur lucru. Modelul absolut de mamă, deci modelul absolut de mamă, dacă ne uităm pe linia Vechiului Testament, vom vedea că mamele sunt mai puțin importante. De ce? Isaac este luat de Avram și dus pe Moria să-l jerfească. Maica Domnului este luată și dusă la templu. Ioan este dus în pustie. Deci iată un fenomen rar întâlnit. Deci se pune în balanță ce? Jerfa de mic. Și spune psalmistul David cu vreo 2500 de ani înainte de venirea lui Hristos. Uită, fiică, poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta și te-a ales pe tine. Și ce face Fecioara Maria? Numai la 3 ani, cu fetițe mici și cu făclii și cu cântări, se duce spre templu, deci unde va sta în Sfânta Sfintelor, și spune că în momentul în care a ajuns la templu, care era deja refăcut de Zorobabel, deci după robia Babilonului, a zis psalmii treptelor la fiecare treaptă și a intrat în templu unde a rămas până ce a ieșit logodită cu Iosif și un bărbat de 90 de ani, deci care i-a odrăslit toiagul și a plecat după vestirea de la, avută de la înger, deci am fost la bună vestire și știți care ați fost unde este. Deci un domn mare, catolic, o biserică, cât zilele de mâine, de 2-3 ori mai mare ca Mitropolia, deci la Nazaret, unde a venit îngerul și a vestit Fecioarei Maria și este și izvorul de unde Maica Domnului lua apă când stătea la casa din Nazaret. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că aceste fapte s-au petrecut reale pe pământ. În clipa în care Maica Domnului a ajuns și l-a născut pe Iisus, a depus o jertfă extraordinară că putea să fie, v-am spus de mai multe ori, acuzată de ce? De incest sau de înșelătorie față de un bărbat în vârstă, după cum și Scriptura ne consemnează Iosif, bărbat drept fiind și nevrând să o vădească, a vrut în ascuns să o lase pe dânsa. Deci îngerul s-a arătat și a spus, nu te teme că ceea ce este la Maria este de la Duhul Sfânt. Ei, nu te teme, Zahariu, că cel pe care îl naști tu, mare se va chema. Și ce frumos spune într-o parul înainte mergătorului. De ajuns să-ți, înainte mergătorului și prorocul a Domnului, de ajuns să-ți este mărturia Domnului. Din ce cauză? Hristos a spus despre el, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup. Deci aici Ioan Botezătorul pecetuiește ce? Legătura dintre cer și dintre pământ. Îngerii sunt netrupești și el este primul înger trupesc, care arată că omul poate ajunge la starea de sfințenie, așa cum scrie tot în psalmi. Cel ce faci pe slujile tale Duhul, cel ce faci pe îngeri, pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pară de foc. De ce v-am vorbit despre lucrul acesta la această sărbătoare? Puteam să vă spun povești în continuare din Viețile Sfinților. Ca să înțelegeți că modelul de mamă absolută și rolul ierarhizării femeii în Sfânta Scriptură îl face Maica Domnului. De la Maica Domnului înainte, de la Maica Domnului înainte, vom vedea importanța femeii în biserică și în actul de mântuire, așa cum l-a spus Hristos la facere. Iar tu, femeie, îi vei zdrobi capul. Maica Domnului o vedem în icoană pururea cu pruncul în brațe și aici este o mare taină. Și asta vreau să vă explic ca să o înțelegeți. Când spunem în crez, spunem așa, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Deci tot Fiul rămâne. În momentul în care cel de o ființă prin care toate s-au făcut, Fiul, deși este matur, tot Fiul rămâne. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, tot Fiul rămâne. Dar de ce? Ca să nu-și schimbe filiația, adică calitatea de fiu. În momentul în care Hristos vine pe pământ, trece prin etapa copilăriei, vorbește la 11 ani în templu, apoi se retrage cu Iosif și face tâmplărie, fiind un anonim până la momentul în care trebuie să se împlinească vremea propovăduirii și vine la Vitavara la Iordan. Pe Hristos îl întâlnim în mai multe ipostasuri, dar în calitate de fiu. 1.
prunc în brațele maicii sale, deci născut din mamă sub vrem, deci își păstrează calitatea fiască. De ce? Și de ce îi se păstrează Maicii Domnului calitatea de mamă universală și supremă? Pentru că este modelul absolut de mamă creștină. Deci o mamă creștină trebuie să fie asemenea Maicii Domnului, nu cum mai spun babele, au ele conservatorismul lor. Ai văzut-o pe Maica Domnului îmbrăcată, nu știu cum sau nu știu cum. Noi nu o comparăm pe Maica Domnului cu noi după îmbrăcăminte. Că poți să fii curvă în haine lui și poți să fii curvă goală. Deci nu asta îți dă sfințenia. O comparăm pe Maica Domnului cu mama creștină prin ce? Prin educația pe care o dă copiilor până ajung ei părinți. Hristos când a ajuns la desăvârșire, dacă vom citi la nunta din Cana Galilei, ce i-a spus Fecioarei Maria? A venit Maica Domnului și a spus, nu mai au vin. Iar el s-a întors și a spus doar atât. Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Deci ai văzut cum s-a adresat Maicii sale. La un moment dat, Maica Domnului spune, zice, unde ai fost, fiule, zice, n-ai mâncat, ai plecat din Ierusalim, te-ai dus înainte cu prietenii. Ascultarea mea nu-i din lumea aceasta, mâncarea mea nu-i din lumea aceasta. Eu am venit să fac voia celui care m-a trimis. Acestea erau cuvinte care în Maica Domnului treceau ca săbiile, pentru că încă nu înțelegea rosturile și planurile mântuirii. Dar când rămâne Iisus cu calitatea fiască, fără să o schimbe niciodată? În momentul în care se înalță la cer, deci în momentul în care se înalță la cer, da? Maica Domnului este prezentă între apostoli. De ce este prezent acolo? Pentru că este centrul de greutate al mântuirii. Femeia nu avea treabă cu biserica, dar iată că în Noul Testament ea este biserica cea vie. Dar în momentul când se răstihnește pe cruce, unde este Maica Domnului? La picioarele crucii. Îi mai spune femeie, iată fiul tău, mamă, iată fiul tău. Deci îi respectă calitatea de mamă veșnică ce? A fiilor bisericii. Și îl dă exemplu pe Ioan Evanghelistul. Ce fel de om era Ioan Evanghelistul? Ioan Evanghelistul era feciorelnic, era curat, era sfânt, era fără prihană, era neîntinat și nepătat. Și ce a vrut Dumnezeu să spună prin acest verset? Care veți fi așa, sau care veți reuși să rămâneți așa, veți fi fiii mamii mele, deci veți fi fiii ai bisericii. Deci aceasta este calitatea Maicii Domnului, de a-și păstra fiii într-o spiritualitate perfectă, de a-și păstra fiii într-o perfecțiune a înduhovnicirii, adică a trăirii înalte. Și în cele din urmă, în a păstra, deci în a păstra calitatea de sfințenie pe care ea a avut-o. Și de unde știm că a avut calitate de sfințenie? Îngerul din cer, când a venit cu stâlparea și s-a adresat Maicii Domnului, i-a spus așa, mă spăimântez a striga ție. Deci n-avea curajul. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Deci cel mai înalt cuvânt. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Adică și mireasă și fecioară. Și știm pilda din Pateric, când un mare filozof și teolog contesta fecioria Maicii Domnului și a venit la un pusnic în pustie și l-a întrebat pe pusnic, cum înțelegi tu fecioria aceasta despre care vorbesc scripturile? Și a spus așa, eu o văd așa cum este. Și a lovit cu toiagul în pământ și a spus, fecioară înainte de naștere. Și a ieșit un crin. Fecioară în naștere și a ieșit un crin. Fecioară după naștere și a ieșit alt crin. Și a spus, da, cu adevărat această dogmă este a lui Dumnezeu. De ce? S-a făcut minunea pe loc. Deci omul care are această feciorie a minții, a trupului, a dogmei, a învățăturii, a inteligenței, a sufletului și a inimii, a ajuns la starea în care poate să se numească fiu al Maicii Domnului. Deci putem fi
nu cum cântăm noi așa, vai, noi suntem fiii lacrimilor tale, să fim noi sănătoși de când lacrimile noastre o trăvesc pe Maica Domnului cu răutățile noastre. Asta e părerea noastră, că noi reușim să o copleșim pe Maica Domnului. Plânsul nostru este un plâns biologic și plin de fițe, ca să spun așa. Deci, plânsul pe care Maica Domnului l-a vrut de la neamul omenesc a fost lacrimile care le-a vărsat ea la cruce. Și care sunt lacrimile care le-a vărsat la cruce? Sunt lacrimi de durere. Deci nu lacrimi de moft, lacrimi de figurație, de mândrie, de lipsă de smerenie sau de alte închipuiri care le mai avem noi în mintea noastră. Când nu ne iese ceva, găsim o justificare, plângem. Să plângi înainte de a greși, așa spune o istorioară mai veche. Dacă ai plâns înainte de a greși, te vei bucura totdeauna. Și în momentul în care, că aici am rămas și nu-mi divulg, nu-mi devăghez subiectul, în momentul în care Iisus a fost la cruce și a păstrat calitatea de fiu, iar în momentul când Maica Domnului a venit vremea să treacă la cele veșnice, adică să se mute mutatul ei la viață, fiind Maica vieții, a venit personal din cer, coborând pe deschiderea cerurilor, și luând preacuratul ei suflet, uitați-vă în adormire acolo cum stă Hristos cu, cum stă Hristos cu trupul, cu sufletul Maicii Domnului în chip de copil în brațe, și l-a dus la cer, la scaunul cel din veac. De aceea David, tot cu 2050 de ani, a spus: stătuta împărăteasa de-a dreapta, în haină prea înfrumusețată, cu lanțuri de aur împodobite, cu virtuțile harului și cu harismele Duhului, care au copleșit-o peste măsură. Și de ce am trecut de la una la alta? Ca să înțelegeți că această dreapta Elisabeta, că ea este verișoara Maicii Domnului, a trăit aceste simțăminte alături de verișoara ei, Fecioara Maria, prin ce? Prin nașterea acestui prunc Ioan, prin bucuria ridicării, așa spune, dacă citim în Evanghelie, am auzit-o chiar când a citit-o diaconul la slujbă, iată că s-a ridicat o cara mea din neamul lui Israel. În vremea lui Isahar, când Ana era și ea stearpă și s-a dus să ducă darul la templu, ce a spus arhiereu? Îndrăznești să aduci dar când ești necurat și n-ai adus sămânță în Sion și sunteți blestemați? Și Ioachim s-a dus și a plâns la munte, la oi, deci pe Valea Hozevei, unde este și peștera Sfintei Ana și peștera Sfântului Ioachim, care a fost la Ierusalim, le-ați văzut? Acolo unde a stat Ioan Iacob Hozevitul, pe munții aia, pe râpile alea, adânci cu puțină verdeață și cu niște apă. Iar Ana s-a dus și a plâns în grădină. Dar în momentul în care s-a ridicat o cara și a venit zămislirea Fecioarei Maria, deci primul lucru care au făcut, au dăruit copilul bisericii. Și ce vreau să scot în evidență? Degeaba naștem fii trupești și îi îndopăm cu tot felul de vitamine și cu tot felul de pastile și cu tot felul de hăinuțe și cu tot felul de pătuțuri și cu tot felul de pampers. Nu asta. Copilul adevărat se educă, după vorba lui Napoleon, din pântecele Maicii sale. Deci mama trebuie să se educe întâi ca să iasă copilul bun. Și în momentul în care mama este împărtășită în sarcină, în momentul în care mama este spovedită în sarcină, este cu mintea la cele dumnezești, sigur că acel copil iese un copil ales. Și atunci Elisabeta ce a avut? A avut bucuria de a avea un copil ales. De unde a știut că e ales? A săltat în pântece și s-a închinat Mântuitorului încă din pântecele Maicii sale. Deci iată ce frumos. Și David, psalmistul, spune despre treaba aceasta: din pântecele Maicii mele către tine m-am aruncat, Doamne. Deci este vorba de zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, nici de cum de pântecele noastre pline cu mâncărică bună. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să se vadă universalitatea maternă a Maicii Domnului și să se vadă universalitatea maternă a femeii în Biserica Universală, deci în Biserica creștină, ortodoxă, apostolică și dreaptă, ca să nu vorbim de alte învățături, trebuie să înțelegem rostul fundamental al primei fraze: femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Șarpele a fost diavolul, iar Hristos a fost toiagul cu care femeia a dat în cap șarpelui. De ce spun lucrul acesta?
ca să înțelegeți că rostirea predicilor lui Ioan Botezătorul în Vitavara la pustie și rostirea învățăturilor de pocăință, care erau un stil necioplit, să n-aveți impresia că erau termeni din ăștia teologici cu dicționar. Pui de năpârcă și de viperă, pocăiți-vă că nu scăpați de vremea care vine. Să curea stă la rădăcina pomului și pomul care n-aduce roadă să taie și să aruncă. Grâu se dă la jitniță, pleava la foc nestins. Drepte faceți cărările Domnului. Dealurile să se umple, văile să așeze. Fiți cinstiți cu dregătoria, fiți corecți cu vamă, mulțumiți-vă cu leafa, faceți negustoria cu dreptate. Deci toate erau învățături pe care Ioan Botezătorul le ținea în pustiul Vitavara, deci pentru oamenii de atunci care ieșeau uimiți ca să-l asculte. Și acest Ioan, în clipa în care a fost închis în temniță și decapitat, știți, de Irod, cu povestea cu Irodiada, ucenicii au venit la el să-l mai mângâie, că era închis. Și atunci el, ca să-i poată apropia într-un mod indirect de Hristos și știa că lui vine sfârșitul, a zis, mergeți la el și întrebați-l așa, tu ești sau pe altul să așteptăm? Și în momentul când ucenicii s-au dus la Hristos, Hristos le-a spus așa, mergeți la Ioan și spuneți că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, schilozii sau cum erau aceia cu nenorociții, paralizații se vindecă și șchiopii sar ca cerbii sau cam așa ceva. Dar când s-au întors, deja capul era pe tipsie și atunci ei s-au întors la cel din pustie pentru că acesta a fost ultimul cuvânt al învățătorului lor. Mergeți la el și întrebați dacă el este sau pe altul să așteptăm. Și atunci ei au urmat, deci Ioan și Andrei au urmat direct lui Hristos. De ce v-am spus toată povestioara asta azi în ziua de Sânzienie, când puteam să vă povestesc că sunt atâtea mănăstiri sau biserici care poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul, sunt atâția oameni care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, sunt atâția oameni care cinstesc icoana și hramul acestui sfânt sau evlavia și credința lor, dar asta le știți dumneavoastră că le vedeți la televizor, la Trinitas, în viețile sfinților, am vrut să rămâneți cu o idee. Până la Fecioara Maria, mamele n-au avut o calitate universală, dar de la Fecioara Maria, mamele au calitatea de toiag care ucide capul șarpelui în vederea perpetuării neamului nostru omenesc pe linie creștină și spirituală. Deci ele sunt cele care ne nasc. Preoții, episcopii, preoții de parohie, duhovnicii, călugărițele, călugării și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem că este vorba de ce? De viața spirituală înaltă, iar Ioan Botezătorul cine va fi? Monahul absolut, profetul absolut, împlinitorul absolut și mucenicul absolut. El a prorocit, a trăit ce a prorocit. El a împlinit ceea ce a prorocit, a suferit pentru ceea ce a prorocit și s-a proslăvit. Noi spunem întâiul arhidiacon și mucenic Ștefan, dar primul mucenic este Ioan Botezătorul, înainte arhidiaconului Ștefan. Numai că Ioan pecetuiește cele două testamente, iar arhidiaconul Ștefan începe Noul Testament, este primul mucenic din Noul Testament. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că și Elisabeta își păstrează calitatea de mamă universală prin ce? În momentul în care ea nu mai poate și nu mai are îngăduința să-și crească pe fiul ei într-o educație aleasă, este preluat de înger. Așa sunt toate femeile care au copii și ajung la mănăstire. Deci devin mame universale prin faptul că copilul lor este preluat de Dumnezeu și de înger și dus mai departe pe calea care trebuie, iar ea își primește răsplata de mamă care a putut să crească ce? Un vlăstar de sfințenie, deci un slujitor al bisericii.
viața lui Ioan Botezătorul și viața Maicii Domnului și viața lui Achim și Ana și viața lui Zaharia și Elisabeta sunt temelia vieții duhovnicești pentru întreaga viață de familie din societate. Poți să facem și reforme, poți să dăm și regulamente, poți să dăm și legi, poți să dăm și ordonanțe. Educația în familie, și dacă este lipsită de educația religioasă, nu există, iar educația din familie are la bază Mama Supremă, Maica Domnului, iar Părintele Suprem este Iisus Hristos, modelul absolut, care ne-a dat nouă pildă de smerenie și s-a pogorit, deci din cer în chip de rob, s-a răstihnit și a înviat a treia zi după Scripturi, a murit cu moartea pe moarte călcând, a înviat și s-a suit la cer ca să ne dorească viața veșnică. Amin.